în perioada imediat următoare, cred că trebuie să nu ne risipim resursele, ci să le concentrăm pe niște obiective clare. Adică, răspunsul mai clar, dacă mamei mele i-am tăiat pensia, trebuie să-i arăt porțiunea de drum care i-am construit-o din bucata de pensie tăiată. Asta cred eu ca un politic. Da? Și atunci eu cred că în perioada următoare trebuie să ne concentrăm să facem infrastructură. Domeniul protecției sociale va trebui legislația reașezată, acel cod al protecției sociale. Pentru că știți foarte bine, noi în ultimii, să zic, în ultimii ani am trecut de la 2,2 contributori pe un asistat la 0,8 contributori pe un asistat. Atât am mai contribuit pe diferite forme de asistați în România. Și aici raportul este nu numai că este nedrept și imoral, este un raport care secătuiește bugetul de stat. Va trebui să încurajăm baza de impozitare să fie cât mai mare și numărul de contributori.